Pasajul va fi traversat zilnic de aproape 50.000 de mașini și va rezolva problemele de circulație pentru 4 mari cartiere. Astfel, pentru a ajunge din zona de sud a capitalei în nord sau invers, șoferii nu vor mai fi obligați să tranziteze centrul orașului. Potrivit edilului șef al capitalei, pasajul suprateran Mihai Bravu va ajuta de asemenea la descongestionarea traficului în zonele Brâncoveanu, Nițu Vasile și Bulevardul Berceni. De asta se poate circula pe el. Nu mai deranjăm pe nimeni pe dedesubt, ci lucrăm la câteva bretele și la partea de exact sub pod, fără să mai deranjăm circulația. Deși investiția de la pasajul Mihai Bravo a început în 2011, lucrările au fost oprite la doar un an distanță după ce firma care câștigase inițial licitația a intrat în insolvență. Astfel, în decembrie 2012, contractul a fost reziliat după ce municipalitatea plătise deja 37 de milioane de lei. Rezultatul, mai bine de un an, lucrările au fost întrerupte deoarece a fost necesară realizarea unei noi licitații.